Comunicarea de criză, strategii, branding, PR și relația cu social media au fost doar câteva din conceptele în jurul cărora studenții anului întâi din cadrul programului de master CRP-MD și-au construit prezentările. În cadrul evenimentului, studenții au ilustrat cazuri reale, concrete, ale unor situații de criză recente, ce măsuri s-au luat privind comunicarea și ce îmbunătățiri se pot aduce. Coordonatorul acestei inițiative a fost conferențiar universitar dr. Mariana Cernicova-Bucă, un specialist în acest domeniu. Ideea unui pod video între Timișoara și Cluj a venit de la un seminar de creativitate cu studenții de anul întâi masterat comunicare, relații publice și media digitală. Și-au dorit un schimb de experiență și am început să ne gândim cum poate să fie el înfăptuit în condițiile în care deplasările, timpul sunt întotdeauna într-un registru limitat. Evident, întrucât e vorba de un masterat care ia în calcul și componenta digitală și comunicarea cu ajutorul noilor tehnologii, ne-am gândit să realizăm acest videoseminar în care vom avea prezentări și de la Cluj și de la Timișoara. Fiecare parte și-a pregătit propriile prezentări, o dezbatere și la sfârșit să vedem dacă acesta poate să devină o permanență printr-un schimb de experiență care să fie sistematizat, structurat și integrat în ceea ce vom face de acum înainte. Evenimentele de acest gen vin în sprijinul studenților de azi, specialiștii de mâine, cu promisiunea că vor deveni o tradiție în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării.